de utilizare a ardeiului iute. Există mai multe moduri în care poți consuma și utiliza de iute, astfel încât să profităm la maximum de valoarea sa nutrițională și de beneficiile pe care le are asupra organismului nostru. Uz intern Ardei iute poate fi consumat ca atar în stare crudă, pentru asta însă trebuie să ai o toleranță ridicată la alimentele picante, în diverse salate sau preparate, guacamole sau ca topping la cartofi sau pizza, de exemplu. Apoi avem opțiunea ceaiului de ardei iute, un remediu numai bun pentru protejarea funcțiilor cardiace, care stimulează circulația sanguină și accelerează metabolismul. Există și varianta suplimentelor alimentare pe bază de ardei iute, capsule care ajută la controlul greutății și la susținerea sistemului imunitar. Marele avantaj al acestora este că pot fi luate chiar și de cei care nu se înțeleg prea bine cu gustul picant. Nu în ultimul rând, pentru uzul intern poate fi indicată și tinctura de ardei iute, care se administrează după ce a fost diluată în prealabil în apă. De obicei, raportul este de 10-15 picături de tinctură la 100 de ml de apă. Odată băută această soluție ajută digestia, accelerează arderea caloriilor prin stimularea termogenezei și reglează circulația sângelui în organism. Uz extern În ceea ce privește uzul extern, ardei iute se regăsește în compoziția unor produse din industria farmaceutică și cea cosmetică. Este vorba în principal de creme și unguente împotriva durerilor și a inflamațiilor de tot felul, dar și de loțiuni termice care ajută la combaterea celulitei prin încălzirea pielii și îndepărtarea straturilor de țesut adipos. Precauții și contraindicații. În ciuda faptului că oferă numeroase beneficii pentru sănătate, compușii ardei iutei, în special capsaicina, ar putea avea și efecte, ad efecte adverse în unele cazuri, motiv pentru care alimentul trebuie consumat cu precauție. Persoanele care suferă de afecțiune ale sistemului gastroint gastrointestinal ar trebui să limiteze consumul pentru că ardei iute poate cauza senzația de arsură în stomac, dar și crampe și durere abdominale. De asemenea, femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui să fie atente la cantitatea de mâncare picantă pe care o consumă. Deși se spune că acestea pot uh, provoca balonare, colici sau iritații și erupții cutanate în cazul bebelușilor, nu există o bază științifică pentru această idee. Ba chiar studiile au arătat că sugarii reacționează foarte rar la alimentele pe care le consumă mamele lor. Totuși, pentru prevenirea senzațiilor de arsură în stomac, ardeiul iute ar trebui utilizat cu moderație. Un alt mit țesut în jurul acestui aliment este că poate fi o cauză a apariției cancerului, capsaicina din compoziția lui fiind un factor care favorizează declanșarea bolii. Nici pentru această teorie nu există un studiu care să demonstreze clar legătura dintre cele două. În consecință, ardeiul iute rămâne un aliment cu beneficii concrete pentru sănătate grație proprietăților sale nutriționale generoase. Iar acest lucru vine la pachet și cu un gust intens, foarte interesant, numai bun de încercat atunci când ai nevoie de ceva care să îți trezească simțurile.